Ziua 45. Eu îți ofer o viziune cu totul nouă asupra religiei. Aceasta nu se bazează pe frică, ci este înrădăcinată în neînfricare. Așa că nu te învăț nicio dogmă, nici un sistem de credințe, nici o filozofie. Îți ofer pur și simplu știința de a pătrunde în tine însuți, de a-ți trezi sufletul. Nimeni altcineva nu o poate face în locul tău. Tu trebuie să o faci. Maestrul nu poate decât să îți indice calea. Tu ești cel care trebuie să o urmeze. În momentul în care ceva începe să se trezească în conștiința ta, se declanșează procesul. După aceea, el continuă să se dezvolte de la sine. Primul pas este cel mai dificil. Sămânța care cade în pământ, gata să moară, este pasul cel mai dificil. Odată ce pasul acesta a fost făcut, iar sămânța a murit în pământ, vlăstarul începe să crească. La început nu sunt decât două frunze, iar apoi răsare o coroană imensă, cu multe ramuri și un copac imens cu milioane de flori.